Bine ați venit la un nou material de... ce facem noi aici, mă? Car review, mașină second hand, nu? Da. Am zis că să ne spuneți ce mașină ați vrea voi să vedeți la noi la emisiune. Am tot citit tot felul de mașini și am ajuns la Volkswagen Transporter. Cum am ajuns la Volkswagen Transporter? Nu pot să vă spun, adică nici nu știu să vă spun că v-aș spune. Ideea e că noi vrem să prezentăm tot felul de mașini, să ne distrăm, să facem, să fie bine, să fie frumos. Nu, n-am perucă, m-am spălat pe păr și așa se întâmplă când nu mi-l întind cu placa. Ce vedem noi astăzi este un Volkswagen Transporter cu motor de 2 litri, adică 1968 de centimetri cu puteți să împărțiți la 3, că se împarte 100%, dacă nu dau eu sticker cu stax, cu 102 cai putere și 182 sau 9, dar nici n-are importanță, de mii de kilometri, pentru că ea la kilometrajul ăsta, o mașină utilitară, de-abia se lasă motorul, vorba aia, la Toyota pe la 500 de mii, dar la astea fiind mai mici, la 200 de mii iese din rodaj. Bun, și aș vrea să fiți foarte atenți la review-urile noastre, că aș vrea să observați că eu știu că toți oamenii care se uită la YouTube sunt foarte detectivi, nu știu dacă se poate foarte detectivi, în sfârșit și caută tot timpul cu totul și cu totul altceva, nu ceea ce vă îndrumă omul care vă vorbește acolo, ei caută să vadă în colțul din stânga că e nu știu ce, în colțul din dreapta a apărut o buvniță și așa mai departe, dar să trecem peste introducere, dar nu înainte să vă spun care sunt avantajele dacă achiziționați o mașină de la Țiriac autorulate. 1. Mașina este verificată tehnic, nu există mașini sudate la jumate, lipite cu gumă de mestecat și așa mai departe, cum se procedează prin alte părți, adică alți oameni, alte locuri. Ei sunt aici, au același sediu, mașina se poate livra la orice sediu Țiriac autorulate. Puteți veni să le vedeți, să le testați, să le încercați, puteți să vi le finanțați, puteți să faceți trade-in, adică mașina mea stă în 15.900, dar la combinație 17.000. Știți ce zic? Hai că veniți cu mașina voastră veche, băieții o evaluează, dacă vă convine, facem schimbul. Adică ca la surprize și nu mai e ca în copilărie, mă duc la mama să-i spun să-mi dai surpriza înapoi că mie nu mi-a convenit, sau mașinuța, am dat două pe trei, mai păcălit, nu mai merge. Dar, în sfârșit, haideți să ne uităm foarte atent la uzurile mașinii la acest număr de kilometri și începem cu partea frontală să vă prezint. Este un Transporter, așa frumos cum îl știți, de la Volkswagen, marca mea de suflet, nu iau bani de la ăștia, trebuie să iau neapărat, la câte reclamă le fac de atâția ani. Așa arată mașina, cu blocuri optice de plastic, iarăși o mică paranteză, toate mașinile adevărate au faruri de sticlă. Nu se mai poartă, nu mai e la modă, dar ca să știți voi așa pentru voi. Bun. Cu această bară care vine nevopsită, pentru că este un Transporter și nu un multivan, este o mașină de muncă, este o mașină, după cum vedeți, pentru poliția comunitară. Nu, eu nu sunt de la poliție, dar aș putea fi. Bun. După cum vedeți, nu are proiectoare, nici măcar cu funcția de cornering. Are doar aceste lumini, care cred că au și luminile de zi obligatorii pe halogen, fază scurtă, fază lungă, semnal stânga-dreapta. Dacă tot suntem la partea frontală, aș vrea să menționez acest mic detaliu din maneta de semnalizare care există la acest Volkswagen Transporter și spuneam noi că va fi noul test de mașină bună, adică mașinile care au în opțiunea de parking pe partea stângă sau pe partea dreaptă sunt mașini bune, mașinile care nu au, nu sunt mașini bune și revenim și la testul mânerului. Bun, deci dacă dai de semnal pe partea stângă și scoți cheia din contact, mașina rămâne cu poziția stânga, față și spate, pentru a nu mai consuma atât de mult peste noapte, dacă mașina e parcată într-un loc și așa mai departe. Nu trebuie să vă mai explic, că e intuitivă treaba. Oare Transporterul, ceea ce mie îmi place, pentru că fiind o mașină utilitară, o mașină de muncă, o mașină pe care oamenii o cumpără să o folosească, să facă bani cu ea sau, nu știu, să o dea la muncitori. Nu știu de ce sunt geamaicani muncitorii în episodul ăsta, dar așa sunt ei muncitorii. Știi, vorba aia, o fată de dimineață s-a trezit plină de sudori. La 9 dimineața sudorii au plecat la muncă. Vorba aia. Să vă arăt la motor. Intuitiv. Intuitiv asistenta mea. Înțelegi? Aici, clapeta. Volkswagen. Calitate. Bun. N-avem amortizor, dar era chiar culmea. Mașina fiind un Transporter. Așa arată grupul motor-propulsor.
de 2 litri și 1968 de centimetri. Îmi place asta că am reținut-o și o tot zic, știi? Și 102 cai putere. Nu e nimic frumos de văzut, adică chiar nu e nimic să zici, să ieși în spatele blocului să le arăți băieților. Ia uite, 2 litri, 102 cai, ești nebun, multe furtune, mațe. Dar aici este pentru spălare parbriz, faruri n-avem, instalație de spălare, lichid de răcire, antigelul, vorba aia zi, lichidul de frână, de servo și antigelul pe unde se completează, se închide, n-a fost răsturnată, vorba aceea. Aici este clapeta de alimentare și zic, bă, dar nu se deschide cu ușa închisă, știi? Ea se deschidea și cu ușa închisă, dar are aici un opritor handmade, pentru că probabil că nu mai stătea cum trebuie. Dar oricum, oamenii s-au descurcat, este foarte bine așa. Am uitat să vă prezint cheia. Priceag, încuiat descuiat, deschidere portbagaj, ca la toate mașinile bune. Acesta este lateralul Evoala cu geamuri privacy glass din fabric. Există opțiunea asta pentru o mașină mai de muncă. Jantele, cum le vedeți, de tablă, foarte frumoase, argintiu, cu capace de plastic, cu logo-ul Volkswagen. Vine dotată cu anvelope de iarnă, 215-55, și are un aspect foarte frumos din lateral. Nu? Mie îmi place ca dubă, vrei să te mint? Chiar e mișto. Iată-ne la interiorul dubei, pe care eu pot să spun că o foarte îndrăgesc, pentru că mi se pare că stau aici și am tot ce am nevoie. Și începem. Volan reglabil pe înălțime și pe adâncime. La o dubă. La o dubă. Ceea ce mi se pare super. Manete, ștergătoare, senzor, butoanele pentru geamurile electrice, stânga-dreapta, față, reglajul oglinzilor cu încălzire, mare atenție, butonul pentru lumini, butonul pentru reglat farurile, computerul de bord, ce mai avem? ESP. Mare atenție, mașina asta vine dotată cu ESP. Adică, nu știu cum să zic, dar, repet, mi se par niște dotări de turism, de mașină de lux, de mașină pentru oameni. Muncitorii nu sunt oameni. Bun, avem cutie manuală VRC Style. De ce zic VRC Style? Pentru că, băi, m-am pus pe bigudiuri ăștia, mă deranjează cărlionții. Da, de ce? Pentru că este etajată perfect, este aici unde ar trebui să fie. Și totul este foarte precis. A întâia. Ratatatatat. 2. Ratatatatatat. 3. Ratatatatatat. 4. Ratatatatatat. 5. Îi dădeam și 6, dar n-are. Are doar 5 trepte înainte și una înapoi. Super, perfect, ultra, tare, etajate, perfecte, precise și cu manșarierul. Tragi, bagi, faci. Da? Mare atenție, voi vă uitați pe aici, pe la detalii. Ce e, dacă e arsă, dacă s-a fumat în ea, dacă nu s-a fumat. Mare atenție, voi descoperiți totul. Nu vă lăsați păcăliți de oamenii care prezintă clipuri și vă spun ei la ce se vă uitați. Vă uitați-vă voi, unde considerați voi. Bun, avem climă manuală, adică aer condiționat cu buton și cu reglarea treptelor, nu automată, cu încă o opțiune pe care o văd pentru prima dată, dar nici n-am vândut dube în viața mea și nici n-am cumpărat. Scaun încălzit doar la șofer. Ceea ce iarăși mi se pare uber cool. Avem aici un suport de pahare. Știți clasicul suport de pahare, căutăm la toate mașinile, un suport pentru două pahare mari, chiar și pahare de alea full, cu scrumieră, torpedo sau glove compartment, unde poți să-ți pui mânușițele. Toți oamenii folosesc mânușițe și le pun acolo, mi se pare și normal. Spații de depozitare sus, parasolare, fără oglindă de make-up, dar oglinda retrovizoare este heliomat automat. Dacă vrei să îi tragi cu mâna de frână pe zăpadă, ne mutăm în spate, că acolo e șmecheria. Ce aș vrea să vă povestesc despre această mașină este că aici se vede o urmă de rugină, pe care aș vrea să vă prezint și să discutăm un pic de problemele mașinilor second hand, pentru că n-aș vrea să înțelegeți că noi prezentăm mașinile astea ca fiind niște mașini perfecte, fără nicio problemă, aproape noi nouțe la 200.000 de kilometri și dumneavoastră trebuie să le cumpărați așa și dacă găsiți ceva la ele trebuie să scădem la preț. Nu! Mașina asta vine aici cu vopseaua sărită, rugina este de suprafață, nu este rugina din interior spre exterior, așa cum e ea rugina de la mama ei originală. Aici dacă se șlefăiește și se vopsește, problema dispare, dar trebuie să înțelegeți că mașina asta costă, nu v-am spus cât costă și o să vă spun mai spre sfârșit,
Tocmai pentru că are anumite probleme. Mi s-a întâmplat și mie în viața mea să vând niște mașini pe care le-am folosit și care aveau anumite probleme și oamenii de fiecare dată când veneau să le cumpere simțeau nevoia să scadă la preț pentru că mașinile aveau problemele respective, ca și cum la banii aia de mașină second hand oamenii trebuie să cumpere mașini noi. Ceea ce e greșit. Adică, na, e greșit. Și jantele sunt zgâriate, ca să știți, să nu aveți pretenții că sunt noi sau ceva. Aici avem primul rând de scaune în care accesul este foarte simplu și ușor. N-am niciun mâner aici de care să mă urc, dar mă pot ține și mă pot arunca aici. Puf, așa, țiplă, m-am aruncat, mă pun pe scaunul din mijloc ca să văd în față mai bine și stau. Am și centură, să nu vă panicați, și locul din mijloc are centură, deci pot să mi-o pun dacă vreau, că-s major și fac ce vreau eu. Mi-am pus-o așa. Și stau aici, am loc pentru a-mi pune picioarele un pic în dreapta sau pot să-mi împart picioarele între șofer și pasager. Stau foarte bine, am o grămadă de activități. Pot să aprind și să sting lumina în timpul mersului. Asta pot să fac, e super țiplă. Și pot să dacă aș fi avut scurmier aici, puteam să fumez și să mi-arunc scurmul acolo. În rest, mai am niște puncte de ancorare pe podea de care mă pot lega în timpul mersului ca să nu mă plictisesc. Sau, dacă mă mai plictisesc în dubă, mai pot să fac următoarele activități. Să-i dau spătarul pe față șoferului în timp ce conduce, fără să-și dea seama. Așa. Sau văd cam aici ceva de tras și pot să-l abatez bancheta în timpul vesel. Vă dați seama glumele de muncitori? Eu chiar aș fi făcut asta, nu? Știi ce zic? Tragi de asta, dar n-ai înțeles. Te strângem încet, știi? Noi stăm în spate, fraierii în față cu cafeaua, știi? Și via din... Tragi încet, pac. Și te de aici cu picioarele. Bam! Bam! Să faceți asta și să-mi dați tag în story, neapărat. Deci asta aș face, cam astea ar fi activitățile dacă aș sta în rândul 2 de scaune. Acum să ne mutăm, tadam! Mamă, mă mișc ca la 18 ani, ești nebun? Da, așa se face accesul, foarte facil. Pe rândul 3 de scaune, unde activitățile nu mai sunt așa interesante. Avem și aici scrumieră, nu prea avem unde să ne jucăm cu picioarele de desubt aici să le poziționez pe nu știu ce. În sfârșit, aici activitățile în rândul 3 sunt așa cum le știți de pe rândul 2, ne jucăm cu lumina, dacă vrem. Am avut experiențe cu dube, acum vreo 19 ani, aveam un Mercedes, parcă 207 diesel și mergeam cu el la Giurgiu cu 70 la oră, deci știu cum e cu duba, e frumos, ca să zic așa. Și am mai mers până în Olanda cu un Vito și a fost cea mai tare distracție. Tot ăsta de persoane și dacă o să ne ajute bunuțul Dumnezeu care este, poate o să facem și noi niște excursii la Stax cu o dubă de asta, să facem haos! Ne revenim cu picioarele pe pământ și să vă spun că dacă ați scoate bancheta de pe rândul 3, vă revin 748 de litri de... nu știu, habar n-am. Dar zic așa, dacă ați scoate banchetele, spațiul în interior este de nu știu cât, cu volum de nu știu care. Asta pentru cine cumpără mașinile astea, că sunt, știu că... Aveam colegi la utilitare care numai cu astea se loveau. Lumină la treaptă! Să nu vii... Știi ce zic? Aici se poate întâmpla. Hai, mai departe. Ce, mă? Filmez că am descoperit ceva, fii atent. Ușa asta se închide manuela. Dar se suge, ești prost! Adică pentru muncitorii care este, aveți un mega avantaj. La partea de portbagaj avem această deschidere. Foarte simplu, aveți mare grijă că să nu vă dea la căpățână. Și acesta este spațiu de bagaje, care este destul de încăpător dacă nu mergeți cu femeile în concediu. Dacă mergem noi 6 băieți la Gatebil, sigur o să avem loc. Dacă mergem cu femeile undeva în concediu, dacă nu și copiii, dă-ți ne-o remorcă, înțelegi? Dar așa pentru oameni, deci pentru oameni, e ok. Portbagajul mega spațios. Avem și aici puncte de ancorare, avem și cric, avem și aici de stat și de mâncat sandwich-ul pe marginea autostrăzii ca să nu ne plouă dacă plouă, ăsta de tras, că na, să nu ne murdărim. Mare atenție, mașina are și cârlig de remorcare, în opțiunile ei nu este ceva standard, și senzor de parcare spate, mare atenție, cu toate astea bara e un pic lovită și ușa de la portbagaj are niște mici puncte, denturi. Se închide foarte ușor. E o mașină foarte frumoasă din punctul meu de vedere. Mie îmi place mult de tot. Un Volkswagen Transporter și la un moment dat chiar am vrut să-mi cumpăr un multivan. Am vrut să-mi cumpăr un multivan și am zis că
bă, să-mi iau un multivan, că uite, decât cu Passatul break, mai bine mi-au un multivan. Am și loc, am și cu monitor în spate și cu dalea și cu dalea. Și pe aia am zis, bă, ce treacă, mă, mi-au un multivan ca să se bucure alții de tot confortul, eu să stau să o conduc și aia să se bucure, de ce am eu în spate acolo măsuțe și nu? Și am renunțat la idee, dar, na, poate sunt oameni care au mai mulți copii și le place. Hai să vedem cum se conduce, cât de zgomotoasă e, cât de gălăgioasă, cât de nervoasă, cum stă pe viraje, să-i tragem. Ma, ta, ta. Hai la volan, hai să vedem. I-am tras. O VRC. Cu semnal, m-am asigurat, m-am uitat, m-am lăsat pe spate. O ceartă mare, mi se zbate ochiul, e un semn. Merge după, mă. Merge singură, mă. Merge singură. Am aici temporizator pentru viteza ștergătoarelor, ceea ce mi se pare super, pentru că pot să-mi reglez eu în prima treaptă aici intensitatea lor. Mi se pare uber cool. Cutia, v-am spus, e viața mea. Au schimbat luminile de la bord, au pus alb, că știți că înainte Volkswagen mergea pe roșu și albastru. Erau steliști. Dar au schimbat lumina de la cadrane și au pus o albă, în schimb aici au lăsat cu roșu. Nu și-a mai bătut capul. Vizibilitatea este foarte bună din această mașină și poziția la volan mi se pare foarte confortabilă. Deci poți să te faci șofer de dubă, să-ți dea Volkswagen, asta e rugămintea. Mașina pentru 102 cai, bine, e și goală acum, probabil că încărcată se schimbă strategia. Ce observ este că avem preșulețe de cauciuc. Vezi? Da? Nu sunt în standard, asta e opțiune. Și ca să ating și subiectul preșulețelor de la reprezentanță, toată lumea spunea: domne, de ce nu puneți, domne, preșulețele astea în standard, domne? Puneți-le, domne, în preț și gata, să mai avem discuția asta. Și eu le explicam, păi dacă le puneam în standard, costau 100 de euro, la adăugam la preț și veneau textile, poate dumneavoastră vreți la 350 de lei, doar 350 de lei, preșulețe originale de cauciuc. Astea nu sunt originale, dar nu contează. În sfârșit, da, o discuție așa, poate vă întrebați de ce nu vin mașinile din fabrică cu preșulețe. Da. Merge, mă. Merge, mie îmi convine. Are o mică eroare pe bord, dar se rezolvă la benzinărie, cu motorină la motorinărie, adică. N-am un computer de bord așa cum am prezentat la prezentarea interiorului. Nu aflăm niciun consum instant și nici mediu. În schimb, putem să testăm. N-am de testat, dar pot să testez aici. Ia uite. Testul de mașină bună. Hai să nu exagerăm, că mașina este o utilitară. Deci nu se pune problema de finețuri de genul ăsta, dar avem poziția de parcare, care poate să fie foarte ok. Am ventilația oprită și ne aburim. Cum e Marius în spate? Și mai avem mult până la șantier. La șantier acum mergem, noroc că e vremea bună de săpat, că e pământul moale, știi ce zic? Vorba aia. Da, mă, merge de mers. Am aici, îmi dau drumul la încălzirea în scaun, îmi reglez temperatura, dau drumul la ventilație, am dat drumul la ventilație în spate fără să-mi dau seama, așa e când ai multe ventilații. Asta e gluma. Da, poți să vii în față dacă vrei. Asta. Sau poți să stai acolo cu picioarele întins. Nu, pă, că murdărești. Murdărești, dar dacă n-ai murdări, vorba aia. Tragi înapoi, mă, nu te pui. Prețul, dacă vă întrebați de preț, prețul este de doar 12.900 de euro cu garanție un an de zile și sau 15.000 de kilometri. A? A? Hai că nu sună rău. Jur că nu sună rău, la 12.900.000 deja începe să-mi placă mașina asta. Dacă n-aveam 3, mi-o luam. Nu știu dacă mi-o luam, dar îmi place. Adică mi-ar plăcea să merg cu ea până în Olanda. Sau până la Gatebil. Mi-ar plăcea. Deci dacă are cineva o dubă... deci dacă are cineva o dubă și vrea să ne-o doneze, să mergem cu ea până la Gatebil și înapoi, noi o luăm. Și o dăm și înapoi. Dar să fie de locuri. Că dacă e de asta dubă, nu e treabă. Merge duba pentru 102 cai, eu sunt foarte mulțumit. Adică merge de toți caii, ca să zic așa. V-am spus, are 187.000, bă, cred că am zis mai mulți kilometri în prezentare, dar vă spun acum, are 187.944. Și merge. Deci că e nouă, de-abia s-a lăsat motorul, ești nebun? Bă, nu că merge. Nu-mi stă nimic în față. Lamborghini, Ferrari, nimic. Merge tare pentru că a fost învățată sportivă. Probabil cine a luat-o de la primii kilometri i-a tras.
Și vorba aia, cum o înveți așa o ai? Mare lucru, trebuie să știți. Bine, oamenii care își cumpără mașini noi, nu oamenii care își cumpără mașini second hand, dar na, poate vor fi și oameni care își cumpără mașini noi și se uită la, la clipul nostru și atunci trebuie să știe. O cumperi de nou, îi tragi tati, îi tragi cum o înveți așa o ai. Ratatat, fii atent cum, cum intră treiul. Hai la drag racing, fii atent patru. Ești pregătit? 3, 2, 1. 5, ești pregătit? 3, 2, 1. Hey! Frână de motor. Aoleu, a căzut un telefon. Aoleu, e al meu, frână de unde? Ce? Ține frână de mână. Eu asta vreau să verific. Frână de mână ține. Deci dacă aveți dubii, mașina este verificată, v-am spus. Totul este ok din punct de vedere tehnic. Merge, funcționează, trage, împinge, ai loc, se rabatează, merg geamurile. Ce poți să mai vrei? N-ai cum să-l închizi, că ține de aici. Aba, da. Măi! Nu mergem. Mi-a luat controlul. Mi-a luat puterea, vorba. Da, n-am greșit că aici, eu aici mă opresc. Când fac episodul, eu aici mă opresc. Aici e oprirea mea, în capul meu, aici. La intrarea în showroom-ul Țiriac Autorulate. Dacă v-a plăcut, dacă vi s-a părut interesant, cel puțin amuzant, dacă vi se pare că îmi stă părul mișto, dacă vă place culoarea ochilor mei, care înainte era verde cu căpruri și acum e doar verde, am tot felul de probleme. Dați share, like și subscribe, să nu vă mai spun că avem shop, să nu vă mai spun că facem acte de caritate, să nu vă mai... O să ne vedeți în Parlament. Aur, ăia suntem noi. Taie, 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 asta nu, fără politică, fără.